What? Da, what the? Un nou proiect pe care o să-l vedeți în curând pe canal. Am revenit cu seria voastră preferată de deschis pachete pentru Tesla. Am primit de la firma Halo Black din China 3 pachete destul de mari, care conțin niște accesorii destul de interesante, să vi le arăt vouă. Dacă sunteți interesați să vă luați și voi produse de la ei, aveți în descriere un link și un cod de reducere de 10% dacă vreți să vă luați. Haideți să începem să deschidem. Avem aici, o să începem de la cel mai mic la cel mai mare. Și încă o dată, dacă vreți să mai vedeți episoade de genul, dați și voi acolo pe butonul de like și subscribe. Sunt deja deschise pentru că cei de la Vamă le deschid înainte să verifice dacă chiar sunt ceea ce trebuie să fie în interior. Așa că eu o să le iau așa. Hai să și să află aici. Ideea e că oamenii nu mi-au spus exact ce s-o primesc, așa că e o surpriză și pentru mine și sunt tare curios să văd ce se află în ăsta, că e destul de greu, și acolo că arată așa, nu știu, o să vedem imediat ce am primit aici. Aici se pare că avem, Model 3 Model Y Seat Back Protector. Ok, avem ceva protector pentru scaun. Uite, Halo Black, e un fel de husă, dar pentru spate. Ia să scoatem să vedem. Dar vezi că, e material bun. Ia, de aici aproape. Uite, mă, gata. Mama, dar miros. Miros la piele, uite. Halo Black. Cam așa e materialul. Ia e piele și uite, moale aici. Ia uite cât de moale. Vezi? Hai să vedem cum arată pe mașină. Deci așa stau eu în spate la mașină. Practic se montează de-a lungul a plasticul ăsta, practic, care se murdărește destul de rău. Eu de protejare, hai să vedem cât de greu este să se monteze. Vezi? Ia uite cum de frumos vine pe aici. Fix de-a lungul la chestia asta. Și practic acum buzunarul devine ăsta, care e mai mare. Are căptușeală pe aici, dar asta să-l prind ca lumea, ca să vedem și noi cum arată. Cam așa arată rezultatul final. Acum este mult mai moale, nu mai este plasticul care, de exemplu, este în partea asta, dar o să punem și pe scaunul ăsta. Primesc aici feedback de la pasager că e mai bine acum, că nu te mai lovește în picior, nu-i așa? Da, în genunchi te făcea varză plasticul, acum e bine. Deci plasticul ăsta bine, ce drept e destul de tare. Acum e moale. E moale și e mult mai bine. Deci îi dăm o notă de 8 folosință, nu? Nu. Nu? 9? Da. Bine, o 9. Deci pasagerul a zis nota 9, o lăsăm nota 9, că eu nu știu cum se stă în spate, pentru mine e mai mult așa de aspect cum arată. Pasagerii zic că merită. Da, dar vezi că se potrivește mai bine având. Bine, da, arată mișto acum că e cu piele și e și moale, e mult mai premium. Hai să vedem acum ce deschidem. Deschidem ăsta. Cel mai greu. Hai să vedem ce se află aici, că sunt tare, tare curios. Hai să vedem, nici nu știu unde să o desfac. Că e atât de bine împachetat ăsta. Sper să nu găuresc ce e în interior atâta. Mamă, ce se află aici? Halo disc. Hai să vedem ce e asta. Mamă, e greu. Halo efect. What? Ce avem noi aici? Deci avem un capac. Sunt două capace de pus la roți. Aparent am primit niște capace și toate ustensilele necesare aparent să le montăm. Și asta ar trebui să vină așa. Cred că mers ar arăta mai bine, ar crea efectul ăsta că e tot alb, știi? Ideea e că nu o să stau acum să montez asta pentru că ar dura ceva timp și ni se duce lumina ca să mai filmăm restul. Cam așa ar arăta pe roată. Nu știu, spuneți-mi în comentarii cum vi se par capacele astea. Noi avem 4, adică putem să punem pe fiecare roată. Efectul s-ar vedea destul de nice pentru că ar face în mers să fie totul alb. Asta este ideea. Dacă găsesc videoclip, o să vă pun pe ecran cum arată rezultatul final și să-mi spuneți în comentarii dacă merită să o punem pe mașină capacele astea, da sau nu. Spuneți-mi în comentarii, o să mai încerc eu off-camera să le instalez și o să pun rezultatul pe Instagram, așa că dați follow. Hai să vedem ce mai aflăm aici, că mai avem o chestie. Halo Black Roof Sunshade. Deci ne-a dat protecție solară, fii atent. Ce să cules, drăguț? Da, deci este efectiv depus deasupra ca să nu-ți bată soarele în cap. Și sunt două. Ideea este că pe timp de vară mașina se încinge destul de rău dacă stă la soare. Și chestiile astea o să ajute. Dar cu... What the... Ai văzut? Practic nu se mai încinge mașina când stă la soare, știi? Astea sunt ca să le prind eu pe plafon, ca să nu cadă. Astea o să stea pe plafon. Hai să vedem cum se montează astea, că le putem monta mai rapid decât frisbee-urile alea. Foarte bine că am primit și un manual care să ne învețe care e situația. Ne explică exact cum trebuie să vină clipsurile astea și partea din față, partea din spate. Deci așa arată practic plafonul fără. Și pe timp de vară, dacă lași mașina în soare, se încinge extrem de tare. Și dacă, spre exemplu, trebuie să lași mașina undeva la soare o perioadă destul de lungă, poți pune așa ceva destul de repede. Hai să vedem cât ne ia să montăm. Hop! Hop!
punem și în partea asta. O prindere. Și uite. Gata. Vezi? Și acum nu mai bate soarele și e reflectorizantă partea cealaltă, ai văzut și tu. Dacă ai nevoie să lași mașina în soare, e mișto. Dacă nu, eu prefer fără totuși. Oh my god, mai e o chestie. Când am vrut să bag asta, am realizat că mai e ceva în spate acolo. Ia uite. Niște pedale noi. Aparent mai era ceva la fund de tot. Sper că n-am ratat ceva. Oh, mamă. Cam așa e pedala asta, cu play și pauză. Cred că arată mai bine oricum decât alea default. Astea sunt default, n-au nimic special, doar că sunt un pic argintii. Astea sunt mai interesante, cu play, pauză și sunt așa mai interesante cu designul. Hai să mă bag acum să montez asta de pedale, să vedem cum arată. Foarte rapid s-a instalat asta de frână, mult mai rapid decât înainte cât am stat la asta. Arată mai bine decât cele vechi. Lăsați-mi părerea în comentarii. Ultimul, dar nu cel din urmă. Știi ce cred că e? Nu vreau să mă pronunț, dar cred că e spoiler. Ce? Da, un spoiler nou, fii antren. Pentru că cine ai să fie de forma asta la mașină? Hai să-l desfacem. Exact cum l-a desfăcut și Poșta Română de aici. Scrie ceva? Nu știu nimic. Dry Carbon Fiber Real Spoiler. Este exact un spoiler de carbon? Oare chiar e de carbon? Hai să văd cum arată. Pentru cei care nu știți, eu am cumpărat unul de pe AliExpress, am dat cred că vreo 70 de dolari. Nu este de carbon, pentru că ia uitați-vă cum s-a făcut. Deci s-a luat carbonul după el, vedeți, de la atâta soare. În teorie, ăsta ar trebui să fie carbon pe bune și să nu se facă cum s-a făcut ăsta. Ia să vedem. Mamă, cum arată. Ia să facem o comparație între ăsta pe care l-avem acum. Pare bandă dublă adezivă deja pusă, vezi? Deci o comparație între ăsta și celălalt care clar nu este de carbon. Cam așa este diferența. Spuneți-mi în comentarii dacă credeți că ăsta este carbon pe bune sau nu. Eu tind să cred că este. Un an și puțin a ținut ăsta. A ținut două veri. Așa că n-am ce să-i reproșez. Pentru 70 de dolari și-a făcut treaba ăsta. Ideea e că, uite, vezi, are și designul ăsta mai așa. Da, mie asta îmi place mult. Cred că asta e bandă dublă adezivă dacă mai avem nevoie. Și aici hai să vedem ce se află. Uite, aici ne explică despre misiunea lor de a crea pentru mașini electrice accesorii. Boring! Mamă, câte stickere, gen. Deci avem șervețele umede, breloc și uite cum îl montăm. Mamă! E bine, acum va rămâne decât să montăm noul spoiler, dar îl păstrăm pentru un nou proiect pe care o să-l vedeți în curând pe canal. De asta nu apare în acest video, dar în principal ați văzut cum arată acest spoiler. Arată foarte bine. Și care e noul proiect? Că nici cameramana nu știe. Noul proiect o să-l vedeți în curând pe canal, nu dăm spoilere, o să vedeți. Vă pup. Cam asta a fost video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo butonul de like, abonați-vă și noi ne auzim la următorul vlog. Vă pup, ceau!